amenajare de noi parcări. După cum bine știți, am dat ordinul de începere pentru primele două parcări etajate din municipiul Bistrița, dar haideți să ne referim într-o formă mai sintetizată. Năsăudului, parcare de pe plus 1, valoare 10.783.000 lei, parcare pe strada Vasile Lupu, în execuție, valoare aproape 6 milioane de lei, parcare în execuție pe Ion Minulescu, valoare 5.739.000 lei, cere Rivu, 4.076.000 lei, urmează parcare pe Lupeni, valoare estimată 1.436.000 lei. Amintesc sau reamintesc faptul că în urma unui acord cu Biserica Romano-Catolică, din nou îi mulțumesc părintelui paroh Peter Gered pentru deschidere, vom amenaja o parcare care va deservi zona centrală a orașului pe terenul aparținând Bisericii Romano-Catolice. Aveți și valoarea. Parcare Bistricioarei, vom demara lucrările și pentru parcarea de pe Bistricioarei. 62 de milioane de lei. Da, da, da. Municipalitatea, veche administrație, aprecind probabil că nu sunt importante parcările în Bistrița, a transmis terenul proprietatea primăriei Consiliului Județean, care s-a angajat că va construi o parcare. Consiliul Județean a construit un SF și ne-a dat SF-ul împreună cu teren. L-am cerut, pentru că am observat că nu se întâmplă nimic. Mergem mai departe. Deci se știa că urmează să dispară din oraș în urma implementării proiectelor de mobilitate. Linie verde, reconfigurare axă de transport, piste pentru cicliști, foarte multe lucruri de parcare. Bun, nici nu știau câte lucruri de parcare dispar, ca să fiu foarte bine înțeles. Asta este demonstrat. Nu am găsit nici un proiect pentru un loc de parcare. Și aud cum zumzăie. Parcări, parcări, să vedem, acum trebuie să dați drumul la... N-au făcut absolut nimic. Da, cum să? Sigur, vreo 3800 de locuri de parcare, că le-am numărat. Sigur că știu, pentru că e în fișa postului. Ei n-au știut. Deloc. Zero. Doamnă Sfucui, când am întrebat câte locuri de parcare dispar, colegii mei, eu nu arunc vina pe funcționarii din primărie. M-am edificat cu acest lucru. Funcționarii din primărie aplică un program administrativ. Nu fac de capul lor anumite lucruri. Se trezesc făcând anumite lucruri. I-am întrebat câte locuri dispar. Nu știa nimeni, că n-a întrebat nimeni câte locuri dispar. Am trimis să se numere în teren câte parcări urmează să fie eliminate. S-a întors și ne-a numărat și a spus că 400. Păi zic, cum 400? Că axa are atâția kilometri, pistele pentru cicliști au atâția kilometri, linia verde are atâția kilometri. Păi da, astea sunt parcările amenajate ale primării. Vă zic, nu mă interesează parcările amenajate, mă interesează numărul total de locuri unde se poate parca în momentul de față, în absența unor semne de circulație care interzic parcarea. S-au întors 3800. Deci erau amenajate 400 și erau unde se parca, mă rog, în lipsa unei interdiții exprese. Adică fără ca municipalitatea să încaseze vreun leu pe parcare. Nu erau parcări amenajate, dar parcări folosite. Asta ne interesează pe noi. Nu ne ascundem castruțul, capul nisip și zicem, păi numai 400. Nu sunt 400, sunt 3800. Trebuiau să știe și dânsii. Numărul de mașini în oraș, acum sărim puțin de la una la alta,
crește cam cu 1000 pe an numărul de matriculări. Deci este limpede că avem o dinamică foarte mare din acest punct de vedere. Ceea ce ați observat dumneavoastră, parcare pe Năsăudului, că ați întrebat despre Năsăudului, va rezolva întrucâtva această problemă. Vine parcare și pe Grănicerilor, pentru că am ras toate punctele termice, focarele de infecție, de șobolani, cuiburile de șobolani. Le-am pus la pământ și am amenajat și urmează să amenajăm locuri de parcare. Circa 1000 de locuri de parcare au fost amenajate până acum, în timpul mandatului meu. Urmează... Vă rog. Parcarea de pe Lupeni. Da. Așa. Pentru că deservește circa 7-8 luni de zile. Pentru că suntem în fază PUD, urmează SF și PT cu execuție. Noi suntem la faza de documentație. Noi suntem la faza de documentație, dar... Păi, în primul rând, noi n-am avut teren. O palmă de teren nu am avut în zona centrală a orașului. Păi da, a fost la Consiliul Județean. Și la dumneavoastră de un an și ceva. E de anul trecut. Sigur. Doamnă, o să observați că într-un termen foarte, foarte, foarte scurt punem blocaj de piatră în luna viitoare, doamnă. Da. Punem blocaj de piatră pe Lupeni. Da. Și deschidem perimetrul pentru ca oamenii să poată parca. Nu. Nu că nu rezistă. Nu. Dumneavoastră vă referiți la pavaj carosabil pentru mașini, nu la pavaj pietonal, cu siguranță. Da. E o diferență mare între ele. Da. Deci se va putea parca, să sintetizăm, se va putea parca pe terenul pe care îl avem printr-un contract cu Biserica Evanghelică, da, pe strada Lupeni, și se va putea parca... Cum? Biserica Română Catolică, îmi cer scuze, nu se supără. Și se va putea parca și pe terenul pe care l-am redobândit pe strada Bisericioarei, da? Acolo dăm jos punctul termic, în așa fel încât accesul să poată fi realizat, și până una alta va fi o modalitate de rezolvare a problemei.